Bun găsit! Canicula nu se lasă așa ușor. Vom avea și astăzi temperaturi extreme, chiar și pentru ultimele zile ale verii. Codul galben și codul portocaliu de caniculă emise de meteorologi vor rămâne în vigoare până mâine la ora 10. În acest interval, valul de căldură va persista în majoritatea zonelor din țară, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Iar cel mai cald va fi în sud-est, maximele vor depăși 39 de grade la umbră. Așadar, astăzi vom avea încă o zi extrem de călduroasă în zonele de câmpie și de podiș, pe unde soarele va încălzi rapid atmosfera, iar aerul va fi aproape irrespirabil. Pe când în jumătatea de vest a țării va fi puțin mai răcoare, va ploua destul de mult și vor fi condiții de grindină și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 38 de grade. În capitală, din nou va fi soare arzător și multă zăpușală, nici vântul nu prea se va simți, iar termometrele vor indica 38 de grade la umbră. Vă propun să vedem cum arată temperaturile pentru astăzi și în marile orașe. 30 de grade se vor înregistra la Timișoara, 34 de grade la Craiova, 32 de grade la Brașov. La munte va fi la fel de cald, dar treptat se strâng norii, iar ploile vor cuprinde majoritatea masivelor. În intervale scurte de timp se pot strânge cantități însemnate de apă, peste 40 de litri pe metru pătrat, iar trecător va cădea și grindină. Prin stațiuni, maximele ajung la 25 de grade la Sinaia, 28 de grade la Predeal și la Poiana Brașov. La mare, cerul va fi curat pe tot parcursul zilei, însă vom resimți în continuare un disconfort termic accentuat. Pe plajă vor fi temperaturi de 33 de grade, iar apa mării va avea cel mult 27 de grade. Acum vă invit să urmărim cum arată vremea și în restul continentului. În peninsula iberică, vremea se va menține frumoasă și călduroasă, cu temperaturi de peste 35 de grade, pe când în țările din nord-vestul continentului, temperaturile mai scad puțin, iar local vor fi averse ușoare. Se vor înregistra 22 de grade la Paris, 20 de grade la Bruxelles, 21 de grade la Londra. În nordul Europei vor fi perioade cu soare, dar și ploi trecătoare, cu temperaturi de 20 de grade la Stockholm, 18 grade la Copenhaga. În centrul continentului se va menține vreme instabilă și răcoroasă și va ploua cantitativ, iar în sud-est valul de căldură va persista, iar vremea va fi caniculară la orele amiezii. Maximele vor atinge 29 de grade la Budapesta, 35 de grade la Atena. Revenim în țară și vedem ce se întâmplă mâine. Temperaturile mai scad puțin, iar vremea se va mai răcori, însă doar în partea de vest, pe când în rest va fi în continuare caniculă și disconfort termic ridicat. Începând cu orele amiezii, în jumătatea de est a țării, cât și la munte, vor fi perioade cu norări și ploi însoțite de descărcări electrice și furtuni. Maximele se vor încadra între 25 și 31 de grade. Atât despre vreme, sunt Dana Iancu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu TVR Info!